Hei, dragi prieteni, bine v-am regăsit! Azi, un episod mai special pentru campania care are loc chiar acum pe YouTube pentru plantarea de copaci. Scopul campaniei este strângerea de fonduri pentru plantarea a 20 de milioane de copaci până la sfârșitul anului. Poate nu vi se pare mult, dar priviți din punctul acesta de vedere. Organizația Global Forest Watch anunța că în perioada 2001-2016, 300.000 de hectare de pădure au fost tăiate în România. Asta înseamnă câteva zeci de milioane de copaci. Depășește populația României. De ce este așa de important? Din mai multe motive. În medie, un copac produce suficient oxigen pentru a menține în viață 2 oameni. În plus, același copac absoarbe dioxid de carbon, contribuind la scăderea concentrației de dioxid de carbon din atmosferă. De fapt, campania de pe YouTube este în primul rând una de conștientizare a încălzirii globale, iar plantarea de copaci este una dintre manierele de a lupta împotriva ei. Simplu spus, copacii sunt niște mașinării foarte eficiente pentru absorpția de dioxid de carbon. Mașinăriile astea continuă să ne uimească. Nu o să vorbesc azi despre cum un copac nu crește din pământ, ci din aer, pentru că de acolo își ia dioxidul de carbon pentru a crește. Voi vorbi în schimb despre cum fotosinteza din frunzele copacilor ar putea purta secretul calculatoarelor cuantice. Hei, vei spune, ce are de a face un copac cu un calculator cuantic? Uite care e ideea. Pentru a crește, copacul are nevoie de apă din pământ, dioxid de carbon din aer și lumină. Procesul se numește fotosinteză și el eliberează oxigen, pe care îl respirăm, și glucoză, care poartă energia necesară copacului. Pentru procesul de fotosinteză este nevoie de lumină, iar absorpția luminii are loc în niște molecule care se numesc clorofilă. Procesul este în esență cuantic. Clorofila absoarbe câte un pachet de energie din lumină, numit foton, apoi eliberează un electron căruia îi dă energia fotonului. Electronul, ca un cărăuș, trebuie să ducă energia mai departe la un centru activ, care să preia energia și să o folosească la glucoză. Aici este însă problema. Pentru a ajunge la centrul activ, electronul trebuie să sară de la o moleculă de clorofilă la alta, așa cum sare broasca de pe o frunză pe alta. La fiecare salt, electronul pierde o parte din energie și e de așteptat ca, atunci când ajunge la centrul activ, energia lui rămasă să fie foarte mică. Cu toate astea, surpriză! Eficiența energetică a fotosintezei este de 95%, adică electronul ajunge cu aproape toată energia sa la centrul activ. Cum de reușește? Iată un mister care a rezistat mai bine de 50 de ani. În anul 2007 însă, mai multe grupuri de cercetători au descoperit o posibilă explicație. Clorofilele se folosesc de proprietățile cuantice ale electronului. Astfel, în mecanica cuantică, electronul este atât un corpuscul cât și o undă. Dacă această undă se întinde pe mai multe molecule de clorofilă, atunci transportul energiei lui ar fi aproape instantaneu și fără pierdere semnificativă de energie. Se spune că electronul își păstrează coerența pe distanțe mari. Ca să înțelegem mai bine, iată desenul alăturat. Se vede aici cum câteva persoane încearcă să dea un măr din mână în mână până la ultima persoană. Mărul este analogul electronului, iar persoanele sunt analogul moleculelor de clorofilă. În acest model clasic, mărul circulă încet de la o persoană la alta. În următorul desen, vedem cum fiecare om, în afară de primul și de ultimul, are câte un măr în mână. Atunci când prima persoană primește un măr, ea dă un semnal și toate persoanele dau mărul simultan celei de lângă. Ultima persoană primește instantaneu un măr. Desigur, imaginea de mai sus este o analogie, dar ea scoate în evidență esența. Prin procese de coerență cuantică, moleculele de clorofilă se sincronizează,
în așa fel încât ca electronul să ajungă instantaneu și fără pierderi semnificative la centrul activ. Dacă este așa, mecanismul acesta este revoluționar. De ce? Pentru că ar fi primul exemplu de sistem biologic care prezintă efecte de coerență cuantică pe distanțe mai mari decât câțiva atomi. Mai mult, acest lucru se întâmplă la temperatura mediului ambient. Să ne aducem aminte de calculatoarele cuantice și de faptul că qubiții lor își pierd coerența destul de repede pentru a ridica timpii de coerență, pentru a lărgi distanțele de coerență. Qubiții sunt răciți la o temperatură foarte scăzută și tot au probleme cu coerența. Cum reușește clorofila să păstreze coerența pe distanțe mari, chiar la temperatura ridicată a mediului ambient? Studiind clorofila și răspunzând la această întrebare, putem spune că natura ne-a lăsat un indiciu. Folosind acest indiciu, cine știe, poate pe viitor vom crește coerența qubiților și vom face calculatoare cuantice la temperatura camerei. În final, ar trebui să adaug că aceste rezultate noi nu sunt complet confirmate. În comunitatea științifică există încă o dezbatere continuă. În fiecare lună sunt unii cercetători care confirmă, iar alții care infirmă. Mai important este însă să ne dăm seama cât de important și util sunt copacii. Dacă și tu crezi asta, nu ezita să contribui la campania Team Trees. La revedere!